Salut lumea, eu sunt Alex și bine v-am găsit la un nou vlog. Astăzi suntem direct de la prima locație la A10 și bă, noi ar trebui să ne parcăm undeva aici, pe stradă, pentru că nu puteți să înțelegeți cât de busy este, n-am avut loc în parcare. Am dat și niște ramuri foarte faine. Deci e foarte fain, mă! Dintr-o ăsta a fost fain. Hai, hai să ne auzim. A, da, asta să vă arăt ce a făcut Vlad. Bă, uitați-l cât de fain e, mă! În afară de asta. Bă, lasă că și asta e foarte fain. Uitați cât de șmechere, foarte mișto. Te bucuri, îți place? Cum e? Bă, cât am stat să-l facem? Mai mult decât trebuie. Dar e mișto, s-a meritat. Da, în afară de asta. Foarte fain. Ăstea trebuie din ori refăcute, dar nu se vede nimic. Bă, pe cameră chiar nu se vede nimic. Foarte mișto. Îl așteptăm pe Tommy pentru că s-a pierdut. Și cred că ar trebui să iese de undeva de acolo. Dacă nu, deja a ieșit și noi l-am pierdut. Dar dacă l-am pierdut cumva, ne întâlnim cu el la următoarea locație, pentru că nu o să fie departe de aici, se dă curând. De fapt, Vlad vorbește cu el acum, dar noi ne vedem de la următoarea locație. Mitul ăsta o să fie chiar fain după câtă lume este aici. Deci sunt înnebunit după culoarea asta. Doamne, cât de frumos e! Toate peculețele. Da? Bă, dar cât de fain e coaie. Prea frumos. Și avem și unul roșu aici, și avem unul negru acolo, și avem unul alb acolo, și avem unul albastru aici. Bă, astăzi e aparent mit de golfaruri și emuri. Bă, deci e prea frumos, nu pot să-mi iau ochii de la el. Culoarea e prea frumoasă. Și ownerul a venit la mine mai devreme să zică: tu ești Chris? Și am zis: nu, frate, eu sunt Alex. Și după aceea zice: a, nice to meet you, Alex. Și asta e și Tommy. Hai, mă, că e fain și Tommy. Avem și un BMW acolo, E46, DSL, diesel. Toată lumea pleacă, o să plecăm și noi curând. Tommy a venit și el. Tommy a ieșit din mașină. Băi, nu știu cu aia, deci nu se poate așa. Oricum, o să ne urcăm în mașină curând și plecăm. Am zis să vă arătăm și bijuteriile noastre. Looks special. Suntem în mașină, frate, pentru că e foarte mult trafic aici, dar abia ce am ajuns la a doua locație, la B&Q, unde știți voi că se țin drifturi de obicei și unde au încercat oamenii să ne stice parcarea de 10.000 de ori și n-au reușit. Acum sunt în trafic, stai să vă arăt, o să vă arăt și vouă într-o secundă cam cât trafic este și în spate și în față, dar o să parchez în afara parcării, pentru că dacă vine poliția, n-am vrea să avem probleme. Uite, despre asta vorbeam. Uite ce e în față. Uite ce e și în spate. Deci nu se poate așa ceva. Așa că ne vedem după ce am parcat. După 50 de ani am reușit și noi să parcăm mașina. Mergem în parcare pentru că... Opa! Ok, nu, hai să spun că a fost ambulanța și nu vine aici. După 50 de minute am parcat și noi mașina. Mă rog, nu chiar 50 de minute, dar înțelegeți voi gluma. Mergem și noi în parcare pentru că acolo este Vlad și Tommy. Ei au apucat să parcheze mai devreme și ne vedem direct de la parcare pentru că aud că se fac niște drifturi pe acolo. Deci uitați ce este aici, că poate pe mine nu mă credeați. Parcarea e plină. Mașini pline, gen drumul plin de mașini, deci e nebunie. Și ca niciodată A10-ul nu dă greș. După cum puteți să auziți, oamenii deja se dau și hai să vă arăt direct, că nu se mai poate. Oh,
pus muzica de tot cât timp ca să se mute dracu ăsta. Asta a fost aproape. Hai că a fost distractiv, s-a dat și cu acufiții, au avut și drifturi în jurul nostru. Mai încearcă cineva să se dea acum, mă dau să nu mă lovească. Hai că până la urmă nu ne-a lovit, dar e ok, face bine, chiar se dă bine. Doar că n-are sunet. Am plecat un pic de la zona de drift pentru că vrem să vedem și ce mașini mai sunt pe aici prin parcare. Plus că se dau aceleași mașini și devine destul de plictisitor. Așa că hai să ne vedem și noi ce mașini sunt pe aici. Bă, Vlad! Am văzut cea fain. Am văzut un C63. Mă rog, eu am văzut jantele, dar uitați-vă și numărul, ce fain e. Foarte fain. Bă, aici avem pur și simplu o bestiuță mică. Ia uitați ce s-a întâmplat la mașina care și-a spart cauciucurile. Schimbă cauciucurile acum și văd că au și ceva perne pe acolo. Bă, pur și simplu, mașina asta se aude de parcă trage cineva cu pistolul, jur. Până acum carmitul a fost destul de bun. Acum s-a mai calmat un pic. Probabil se pregătesc de o altă locație sau chiar să plece acasă pentru că e deja 11. Și probabil asta o să facem și noi acum. Deci vă anunț un pic mai încolo dacă plecăm sau mai stăm. Aseară când jucam fotbal, băiatul ăsta a venit în parcare și s-a dat. Sau cred că îl confund. După cum a început, nu cred că. Dar bine, aseară a și plouat. Da, cred că îl confundăm. Am un pic de gaia, bă. Da, l-am confundat. După ce am zis mai devreme că o să plecăm, n-am plecat, ne-am întors înapoi în parcare pentru că mitul încă continuă și se dau oamenii, dar acum ori s-a dat altă locație, ori s-a terminat, că majoritatea pleacă și am zis să mergem și eu la mașini. Au, chiar acum am plecat! Ne-am pornit și noi mașinile să se încălzească și cred că mergem la un alt mit care este în centrul Londrei, la Empire,
pentru că acolo o să fie un pic diferit și e un vibe diferit, e mult mai frumos acolo decât aici, adică e ceva diferit, ceva ce nu cred că ați văzut la mine pe vlog încă și cred că ar fi fain să mergem să dăm o tură de centru cu mașini, cu lifturi, cu de toate. Până la urmă ne-am hotărât, nu mai mergem la niciun car meet, mergem la un kebab pentru că ne-e foarte foame. Nu te mai grăbești, kebab. No, I'm not gonna hurry, no. Nici n-a pus pire să pui seatbelt pe tine și cu grijă aia băiatul meu la așteva. Gata, gata, nu mai. M-a certat Vlad, gata, nu mai mă grăbesc. Bun, mergem să mâncăm după cum v-am zis mai devreme. Și după o să se termine videoclipul cel mai probabil, că nu cred că o să mai mergem la niciun car meet. Hai, vă pup. Tocmai ce n-am mașină noi de mâncare, mergem la mașină să mâncăm. Așa că aici o să se termină vlogul. Sper că v-a plăcut. Dacă v-a plăcut, nu uitați să dați un like, un share și un subscribe pentru că mă ajută foarte mult. Noi v-am pupat. Vlad face sunete ca de obicei pe finalul vlogului și ne vedem data viitoare.